Salut! Sunt în grădina unui vecin și vreau să vă arăt cum arată niște meri care au fost tăiați necorespunzător în primăvară. Tăierea a fost făcută în mod agresiv, fără a lăsa lăstari de rod, astfel că s-a obținut o îndesire excesivă, cu creșteri anuale foarte puternice, cu lăstari anuali cu înălțimi de peste 1,50 m, în detrimentul rodului. Așa cum se vede, rod nu există. Doar un măr aici colea și aceștia sunt afectați de rapăn. Problema principală este tăierea necorespunzătoare a lor. Deci, tăierile de primăvară sunt foarte importante pentru obținerea recoltei. O tăiere excesivă duce la lipsa recoltei de fructe. Dacă nu se respectă tehnicile specifice de tăiere, precum și distanțele de plantare, la astfel de pădure se ajunge. Pomii cresc în vegetație, se unesc între ei, se umbresc reciproc și ne mirăm că nu avem rod. Așa că eu recomand că atunci când sunt chemați oameni la tăietul pomilor, să fie chemați oameni experimentați care știu cum se execută această procedură în mod corect, pentru ca în felul acesta să aveți rod și să nu mutilați pomii. Așa cum vedem aici, s-a format o pădure cu densitate foarte mare, iar rodul este foarte slab și doar pe crengile de jos, rod care a rămas din crengile din anii trecuți. Deci mare atenție cum tăiem pomii și pe cine, mai ales pe cine chemăm să ne facă această operațiune dacă noi nu stăpânim tehnica de tăiere. Pentru ca acești pomi să intre din nou pe rod, este nevoie de 2 ani de tăieri, de corecție, executate corect și abia după aceea se vor putea culege din nou fructe din acești pomi. Deci atenție mare la cum tăiem pomii și pe cine chemăm să facă această operațiune.